Bună ziua, dragii noștri cititori Herald! Iată-ne din nou împreună la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei campanii frumoase desfășurată pe site-ul editurii Herald, Istoria și doctrina francmasoneriei. Astăzi vom vorbi despre cartea Francmasonerie și companionaj de René Guénot, o carte publicată în colecția Arta Regală, și alături de noi este domnul Victor Agapiescu, pictor cu studii de arte plastice în România, francmason din anul, începând cu anul 1978, a fost inițiat la loja Le Progrès, loja fondată în anul 1913. Aș începe discuția noastră legată de cartea lui René Guénot, Francmasonerie și companionaj, spunându-ne câteva cuvinte pentru cititori. Cine a fost René Guénot? De ce este atât de importantă această carte pe care el a scris-o și care își găsește un bine meritat loc în această frumoasă colecție, colecția Arta Regală? Bună dimineața! Vă mulțumesc pentru ocazia pe care mă oferiți de a spune câteva cuvinte legate de viața și opera lui Guénot, cu atât mai mult cu cât propria mea viață a fost legată strâns de această operă. Am fost în 1900 83, fondator al unei loji care, la Lausanne, care poartă numele lui Guénot. Această lojă se numește René Guénot și a fost în strânsă legătură cu singura lojă fondată la distanță, fondată intervenția de la Cairo a lui René Guénot în cadrul Marii Loji a Franței, care poartă numele La Grand Triad. Câteva cuvinte despre Guénot. S-a născut într-o regiune privilegiată a Franței din multe puncte de vedere, regiunea centru, la Blois, un oraș pe malul Loirii. Tatălui era arhitect, Guénot a făcut studii de matematică, a fost pasionat de arhitectură, familia lui era catolică, practicantă. Lucrurile astea sunt cunoscute în general. Ce e mai puțin cunoscut este faptul că Guénot a intrat în franc-masonerie pentru o foarte scurtă perioadă de timp. Suntem în fața unui paradox. Opera lui a influențat magistral, probabil covârșitor, francmasonia din Europa, el a trăit la Cairo, dar cariera lui masonică se reduce la 3 ani, 1910-1913, și culmea ironiei a fost radiat din masonerie pentru neplata cotizațiilor, ceea ce nu are niciun fel de importanță, decât pentru faptul paradoxal că influența lui asupra francmasonerii, reconstrucția unei francmasonerii mai autentice, mai tradiționale, mai aproape de sensul pe care ar trebui să-l aibă ca instituție inițiatică, e datorată unui om a cărui activitate practică masonică a fost extrem de subțită, extrem de redusă. Deci el a parcurs cele trei grade inițiatice, despre care spune, între altele, că sunt singurele despre care putem vorbi. Nu evocă gradele înalte și alte chestiuni, vorbește de aprantisaj, de companionaj sau de stadiu de calfă și de maestria masonică, ca epuizând în realitate actul inițiatic. Ori acest om, care a făcut numai asta, în masonerie, ca practică, a desfășurat o operă colosală în domenii care sunt intim legate: simbolism, ezoterism, etc., despre care probabil o să vorbim mai târziu. Cam asta e ce avem de spus despre Guénot într-un mod particular, în sensul acestui paradox. O să pare inexplicabil că un om lipsit total de experiența practică a vieții masonice a influențat ca și Oswald Wirth. Sunt puțini cei care au schimbat în realitate, începând cu celebrul congres din 1900 la Paris, ținut sub egida francmasonerii, care a schimbat în realitate sensul pe care
care masonia de după acest, de la începutul secolului, sensul pe care l-a căpătat masonia, grația operii lui Guénon. A fost foarte contestat, este contestat, culmea de oameni care l-au citit pe un anume palier al lecturii și este foarte contestat, bineînțeles, foarte, foarte contestat de oameni care nu au cunoștințele necesare ca să o facă. Oameni intelectuali, cărturari, oameni de anvergură. Iar unul dintre cazurile exemplare că ne privește ca români este cunoașterea operii lui Guénon, foarte aprofundată cunoaștere a lui Mircea Eliade, care nu-l citează niciodată, deși toată opera lui Eliade este profund legată de concepțiile pe care le dezvoltă René Guénon în opera lui. Ce este o societate tradițională inițiatică? O societate tradițională inițiatică folosește în concepția lui René Guénon un instrumentar simbolic transmis. Transmis prin ceea ce el numește tradiția primordială, despre care s-a discutat foarte mult, conceptul a fost ironizat chiar de Umberto Eco și de oarecare măsură și de Eliade, dar e referat de fapt un lucru foarte simplu, e vorba de suma sau de ansamblu tradițiilor, diverselor tradiții universale, care constituie pentru Guénon o tradiție primordială, o unitate a tradițiilor particulare, universale, care se pot constitui ca un corpus de idei, în ceea ce Guénon a numit tradiția primordială. El a ținut la acest termen, care este fundamental în opera lui, ca să înlăture o sumă întreagă de confuzii despre care o să vorbim când o să abordăm opera lui postumă, făcută din articole polemice în general. Ideile lui Guénon sunt taxate pe principiul că actul inițiatic, definit de Eliade ca fiind o tentativă veche de când lumea, pe care omul are simțit-o, aceea de a schimba regimul ontologic, de a căuta un regim ontologic autentic, în sine, în profunzimile spiritului uman și, pe urmă, de a-l rectifica, căutarea unui regim ontologic înalt, superior, transcendent. Aici intrăm în paralelism de verbal, în ceea ce alchimiștii numesc transmutație și nu transformare. Transmutația, și aici e important să dăm un exemplu ca să înțelegem bine această terminologie care pare absconsă, care e foarte simplă. Dacă un olar ia o pulgăre de pământ și face o oală pe roată și o lasă să se usuce, a procedat la o transformare, a dat formă de la inform la formă, forma vasului lui. Dacă punem apă pe acest vas, el revine la inform, redevine lut. Dacă trece prin virtuțile transmutatorii ale focului, se produce un fenomen de ceramizare, iar obiectul s-a transmutat. De ce s-a transmutat? Nu revine la forma inițială, la informa inițială. Pentru că dacă îl sparg, devine ciob, devine fragment. E foarte important să înțelegem, pentru că nu a insistat foarte mult, dar adevărul este că franc-masonia este alchimie, în sensul cel mai pur al cuvântului. Este o transmutație. Eliade are dreptate să vorbească despre actul inițiatic ca despre o tentativă, în primul rând, de investigare a regimului ontologic al ființii și, pe urmă, de transmutație, de mutație a acestui regim ontologic. Și avem aici elementul cu care începe franc-masonia, cabinetul de reflexiune, unde găsim o inscripție, vitriol, vizita interioră a tere, rectificandoc, invenis ocultum lapidem. A vizita, e o introspecție, un act introspectiv, dar de altă natură decât psihologică. Un act de căutare de sine nu e același lucru cu
cu chestiunile pe care le pune psicanaliza sau, mă rog, nu e de tip psihologic, e de un tip mult mai profund și mult mai înalt. Deci, și rectificând, spune emblema cabinetului de reflexiune masonic, vei găsi piatra ascunsă. Ocultum aici trebuie luat în sensul de ascuns, pentru că și iar aici e o confuzie de vocabular pe care Ghenoa a combătut-o între ocultism și ocult. Ocult este cel simplu, ceea ce este necunoscut. Ocultismul este un corp de idei extrem de legate de psihologie, de sentimentalism, de alte forme, de forme mai mult sau mai puțin discutabile. Acum nu știu dacă am răspuns la întrebare sau nu. Da, cu siguranță, cu siguranță. Pornind de la titlul cărții francmasonerie și companionaj, ce înseamnă companionaj? Cum putem traduce acest concept? Este fundamental. Este fundamental pentru că revenind la procesul inițiatic, așa cum îl concepe Ghenoa și cum îl concepe tradiția, masoneria nu transmite idei. Masoneria pune la dispoziție și animă un ansamblu de instrumente simbolice. Ghenoa a scris mult despre simbolism, cărți splendide, de altfel. Acest instrumentar simbolic nu transmite, nu comunică idei, cu atât mai puțin ideologii. Pune la dispoziție, cum și spune instrumentum, un element interpretativ și mai ales fecund, creator, generator de stări de spirit. Deci e vorba aici de complet altceva, e vorba de scala filozoforum, cum a fost numită problematica. Ori, instrumentarul acesta e legat, și răspund direct la întrebarea dumneavoastră, de ceea ce s-au numit altădată corporațiile meșteșugărești. Eliade le plasează în ilo tempore, adică a fost odată ca niciodată povestea asta, pentru că omul a trecut, trecând de la statutul de culegător și vânător, la omul faber, la omul constructor de poiain, de poezie, asta înseamnă chestiunea, utilizează în realitate meșteșugurile. Ce sunt meseșuri? De altfel, masonia a fost numită meserie, între altele, între alte apelații profunde. Ori meșteșugurile care au dat naștere artizanatului, care la rândul lui este la baza artei. Brâncuș a fost un artizan, în primul rând, un om al îndemânării, un om al meșteșugului cioplitului. Ori meșteșugul este baza companionajului. Acești oameni știau o meserie. De altfel, s-a transmis până în zilele noastre o listă a meseriilor capabile să transforme materia. Și aici dau un exemplu. Un măcelar nu poate fi companion. Un om care face cârnați poate să fie, pentru că transformă asta în altceva. E vulgar exemplu, dar e foarte evident. Meseriile acestea au transformat diverse materii, materiale, pe care natura ne pune la dispoziție, începând cu lemnul. Și e foarte important lemnul. Deci era la îndemâna omului, artizanului, să-și construiască casa din lemn, să-și construiască o mulțime de elemente utile vieții. Formă, găsim piatra, la îndemână și ea, de la pietrele cioplite ale preistorii, nu? Mult mai târziu apare metalurgia. Deci o altă formă, și aici se înrudește cu alchimia și metalurgia. Eliade a scris o carte magistrală, Forgeron et alchimist, fierar și alchimist, o carte care ar trebui citită, vedeți, iar revin la raportul între un erudit anvergura lui Eliade și un om imposibil de definit, de clasificat, de calificat, de clasificat, în sensul ăsta, cum a fost René Guénon. Despre René Guénon nu se poate spune că a fost filozof, ar fi o insultă la adresa lui, pentru că neagă procesul
gândirii și neagă de gândirii în sensul, sensul modern al cuvântului, în sensul filozofiei. Nu neagă filozofia clasică, care știa multe lucruri, că vorbim aici de presocratici, de Platon. Nu despre asta e vorba. E vorba de faptul că în mentalitatea lui Guénon, procesele mentale, de orice tip ar fi ele, intelectualismul, cum îl spune el, se opun concepții lui despre intelectul pur, despre dezvoltarea intuiției intelectuale. Se poate discuta în contradictoriu până în pânzele albe despre ideile lui Guénon, dar ele trebuie în primul rând cunoscute. Și mai e ceva, e foarte dificil de acces Guénon. Trebuie să ai o mare putere de lectură și o imensă sensibilitate la simbolism, pentru că limbajul lui Guénon e similar, e curent cu oricare alt limbaj, numai că sensul cuvintelor, așa cum sunt ele întocmite, e ca în poezie, cer o perspicacitate a descifrării care e diferită, adică nu putem vorbi de un limbaj paralel sau de un alt limbaj, ci un limbaj care acoperă o altă substanță decât cea a ideilor curente. De-aia a intrat în coliziune Guénon cu intelectualitatea franceză. Până la urmă, Guénon a contrariat pe toată lumea. Și, curios și iar paradoxal, a fascinat lumea gânditoare a Franței. Pentru că e foarte dificil de acces și în același timp seducător pentru oamenii capabil să o facă. Și aici intrăm în chestiuni foarte strict legate de ceea ce Guénon spune despre raportul între exoterism și ezoterism, în care cere ca fază paralelă și prepergătoare și chiar acompaniatoare practica unei religii exoterice cu normativele ei, care pregătesc în realitate spiritul la calea inițiatică propriu-zisă. Acum revin, că m-am divagat, revin la întrebarea dumneavoastră, ce este companionajul? Companionajul, sub forma modernă, ne interesează mai puțin. Ne interesează rădăcinile actului inițiatic bazat pe exercițiul unor meserii. Meseria care transformă materia, îl transformă pe cel care o practică. Despre asta e vorba, un raport de reciprocitate care e de ordin creativ, creativ în sensul cel mai profund și mai vast al cuvântului. Adică, revin la Brâncuș, că mi-e foarte drag. E greu de imaginat că un om care face pasărea măiastră, și vedeți cuvântul măiastru aici, e foarte erudit cu măestria, ar fi multe de spus despre mitul păsării. Phoenix, păsările, da. Ca să faci păsările lui Brâncuș, trebuia să fii un foarte bun meseriaș, în primul rând. Dar elaborarea sculpturală a operii nu putea să nu lase urme profunde, transformatorii și apre, după aceea, transmutatorii asupra autorului. Adică e greu de spus că un sculptor ca Brâncuș n-a fost un alt om la sfârșitul vieții lui decât cel care făcea sculptura academică, cum ar fi de pildă portretul doctorului Davila de la Spitalul Militar din București. Sculptura academică splendidă. Și asta face depărtarea lui, și iar divag puțin, de acest sculptor extrem de sentimental și pe care, care opere magistrale este extrem de discutabilă în raportul Brâncuș, care a fost Rodin. Vedeți diferența, adică una este abilitatea artistică a unui om care nu are dimensiunea spirituală a unui Brâncuș. Vedeți ce vreau să spun? O să supăr pe multă lume în afirmația asta, mă rog. Deci companionajul. Companionajul folosește meseria și instrumentele meseriei și în acest sens nu poate fi separat de franc-masonerie, pentru că franc-masonia folosește instrumentele tăietorului, cioplitorului de piatră. Nu-i așa? Nu e decât o meserie și asta.
Deci simbolismul instrumentelor este cel care contează. Instrumentarul e ca chirurgul care are nevoie de instrumentele lui ca să opereze, masonul are nevoie de instrumentele lui ca să opereze asupra sinelui, asupra necunoscutului, aceste enigme colosale care sunt în fiecare pentru noi înșine. Deci asta ar fi esența acestor societăți. Nu e important să intrăm în detaliile ei structurate în timp. De la Collegia Fabrorum, de la romani, în final, trebuia să încep cu egiptenii. E universal companionajul. Corpurile, ghildele în engleză, corpurile, companionajul turului Franței în Franța, în Elveția, în Germania, aparțin aceleiași lume inițiatice care agonizează odată cu dispariția meșteșugurilor. Practicile profesionale de astăzi, să le spun profesionale cu un cuvânt care nu convine, că profesiunea și ea e altceva. O profesie e altceva, dar ocupațiile, să spunem, ale industriei de astăzi, au eliminat instrumentarul însuși, care a fost inițiatic tradițional. Deci Guénon are dreptate în ce spune, mi se pare imposibil de contrazis. Și relația între companionaj și framasonerie, asta face și ajungem la subiectul nostru, etiud la framasonerie, studiile framasonerie și companionajului, sunt, vorbesc la plural pentru că au apărut în două volume, nu ca la Herald într-unul singur. Aceste studii sunt postume. Sunt postume și Guénon a deplorat, nu mai avea puterea să o facă, într-o scrisoare scrisă prietenului Jean Rayer, în care deplânge faptul că nu mai are puterea și răgazul să pună în volume, să organizeze materialul scris tot de el, dar care n-a făcut parte din cărțile editate în timpul vieții lui. Guénon a scris 17 cărți și 10 cărți postume, care s-au fost făcute toate de mâna lui, însă construite cărțile, volumele, de succesorii lui, mă rog, puțini, rari, care au fost aproape. Da, și ca o completare, știm foarte bine că tot ce înseamnă opera lui René Guénon a fost continuată de Mihail Vâlsan, au mai fost Anton Dumitriu și Vasile Lovinescu, și filozof, care Vasile Lovinescu, poate cel mai important, pentru că exact, în originalitatea operei lui Vasile Lovinescu găsim rădăcini, place să spun ideatice, dar folosim limbajul așa cum ne vine la îndemână. El e foarte ghenonian în realitate. Aici intervin imediat cu un reproș, cu o teribilă întrebare, o mirare. Acest mărturisitor, pentru că Guénon nu se consideră niciun autor, niciun creator de idei, niciun gânditor, îi repugnă aceste apelații pentru el strâmbe. El s-a declarat un mărturisitor, un martor, un transmițător. Ori aici intrăm într-o terminologie foarte riguroasă și foarte importantă. Tradiția e transmisie, cabala în ebraică. Ceea ce a fost primit și trebuie transmis, trebuie dat mai departe. Asta e sensul cuvântului tradiție. Ori vedem bine și la Vasile Lovinescu, mai ales în cartea asta care a mirat pe mulți și care e magistrală, Dacia Hiperboreană, care a fost scrisă. Eu am descoperit-o la Paris, într-o librărie în care a fost librăria lui Guénon, Chacorniac, Les Etudes Traditionnelles aveau această librărie și acolo fusese publicată cartea lui Vasile Lovinescu. Dar există restul operii lui Lovinescu, fantastică, Jurnalul Alchimic, o splendoare. Deci Vâlsan, care a fost foarte aproape de Guénon, a dirijat Les Etudes Traditionnelles și a fost directorul, redactorul șef. Sub grija lui au apărut 360 de volume mici, caiete, cu studii de o învergură colosală. Au scris acolo oameni, spirite remarcabile.
nu neapărat masoni. Încă o dată, apartenența fizică, concretă și activismul masonic e una. Masonismul e altceva. Wirth face diferența. Vorbește de masonism ca de fenomenul inițiatic în sine. Masonii și structurile masoneriei sunt altceva. Am avut bucuria să traduc în românește o carte magistrală, Ordinul și obediențele, de Marius Lepage, care face distinția între ordinul inițiatic al francmasoneriei, care e unul singur, nu există decât o singură masonerie, chiar dacă ideea asta supără iar foarte multă lume, dar există foarte multe organizații masonice. Pe urmă mai e ceva, masonii nu reprezintă ei ca oameni, ca grup, francmasoneria. Sunt acolo la treabă, nu știu cum să spun altfel. Șantierul masonic e asigurat de acești oameni remarcabili și pentru care am tot estima și tot respectul. Dar dau exemplu încă o dată al oamenilor pe care i-ați citat. Păi nu au fost masoni și a căror importanță reorientarea masonerii, sau mai degrabă spus, ca să folosim un termen masonic, în reconstrucția masonerii, a fost covârșitor. Vorbesc de Wirth, vorbesc de, iar în România, de oameni care nu, Wirth a fost mason, asidu, nu e singur, au mai fost și alții, și că toți suntem la subiectul oameni și ordinul masonic sau lojile masonice sau obediențele masonice, vedem că aici este un ocean de confuzii, de confuzii de idei, de confuzii de concepte. Trebuie să ne obișnim cu ideea asta. Și profit să spun că în 1910, o editură de la Leipzig repertoriase atunci 43.000 de volume în Europa despre francmasonerie. Cei care spun că n-ai cum să știi ce e masoneria, că e secretă, că nu știu ce, spun prostii. Sunt oameni care n-au gustul cărții. Erau 43.000. Acum câțiva ani, acum vreo 15 ani, când eram mai legat de chestiunile astea, mai preocupat de detalii de genul ăsta, se repertoriaseră în Europa 160.000 de volume de luat în seamă. Aici nu vorbesc de cărțile proaste sau de cărțile răuvoitoare sau de literatura de scandal sau de literatura de chioșc de gară, cum sunt francezi. Vorbesc de cărțile mai mult sau mai puțin de luat în consiliu. 160.000 au apărut Dicționarul Universal al Francmasoneriei al lui Ligu, primul mare dicționar al istoria francmasoneriei universale în 4 volume de Gerard Șerbănescu, mason care a fost membru al celebrei loși române, România Unită, în timpul exilului, care am avut bucuria să fiu membru la Paris. Vedeți că problema, discuția despre francmasonerie e vastă și despre, acum revenim la secret și la discret. Sigur, masonerie e discretă pentru că a fost persecutată, pentru că e prost văzută, pentru că a fost calomniată, înspăimântător. Dar masonerie este secretă în sensul cel mai exact și mai profund al cuvântului. Ea n-are nimic de ascuns, pentru că sufletul omului este necunoscut. El aparține misterului, nu? Căutării misterului. Este evident că există secret. Pentru mine, de pildă, ce face un neurochirurg e secret, nu înțeleg nimic. Ce face un astrofizician e secret, nu sunt în stare să văd o matematicile superioare. Și aici vedeți că Guénon, spirit matematic în realitate, a scris Principiile calculului infinitesimal, o carte splendidă. Pe urmă, simbolismul crucii, care iar e o problemă bazată pe simbolismul matematic. Axa trirectangulară de coordonate e simbolismul crucii. Iarăși spune... o carte superbă, țin să precizez, o carte remarcabilă publicată în colecția Filosofia Perennis, o colecție în care, dacă nu mă înșel, cred că 80% din, până în acest moment, și cu siguranță vom mai publica, sunt cărți ale lui René Guénon. Încă o carte extraordinar de importantă, că
suntem, suntem la esența operii, nu? Este lezeta multiple de letre, stările multiple ale ființei. Nu știu dacă a fost tradus în românește, nu știu dacă la vârsta mea mai îndrăznesc să fac asta și nu știu dacă a fost tradusă deja. Simbolismul crucii cred că da, dar trebuie citită împreună cu stările multiple ale ființei pentru că sunt legate cele două aspecte. Simbolismul crucii la esența acestui, acestei cruci care eșalonează stările multiple ale ființei, cum spune Guénon, sunt relații directe pe care ar trebui. Deci cărțile astea ar trebui citite împreună. Acum, îmi permit doar o clipă să evoc și tac și mă ascult imediat. O carte tot postumă foarte importantă, Inițiere și realizare spirituală, care a fost precedată de aperciu. În românește aș spune viziune sintetică, aperciu sur initiation. În românește s-ar traduce o viziune sintetică, nu sumară și nici superficială, ci sintetică, strânsă a procesului inițiatic, care e o carte aparte, și Inițierea și realizarea spirituală, care e o carte postumă, prefațată magistral de Jean Rieur. Și care, de asemenea, este în aceeași colecție Filozofia Perennis a editurii Herald. Bineînțeles. Și care este unul din fondatorii acestei, la Grand Triad, de la Paris. Acum, iar revin ce să fac. Pare rău și nu vreau să abuzez de experiența mea. Când am fondat la Lausanne, în data de 3 octombrie 1983, loja René Guénon, în cadrul aceleași obediențe care era Alpina, pe a trecut la Marele Orient al Elveții și a revenit la Alpina. Am complet întâmplarea face că așa era frățește, am fost venerabil la lojii, este al doilea venerabil la lojii, este în momentul în care am jumelat-o, am înfrățit-o cu, iertați-mi franțuzism, ne-am trăit prea multă vreme, nu? Și mi-e greu chiar și în limbajul masonic să traduc. Stați liniștit. Sunt lucruri care nu convin, de pildă nu poți să spui o societate de gândire, societate de pensée, poți să spui o societate de gândire care cultivă gândirea românește, adică e foarte greu de tradus. Acum revin la acest jumelaj cu Marea Triadă și apropo de Jean Rieur, am cunoscut acolo câțiva bătrâni, erau care un bun prieten rus, Marco Bilis, refugiați în familiile rușilor care au părăsit Rusia la Revoluție. Am cunoscut acolo oameni remarcabili. Guénon n-a fost foarte încântat de această lojă până la urmă, pentru că au apărut foarte repede disensiuni, orgolii, ce sunt astea omenești pe care o să nu deranjeze la distanță. Dar loja a persistat, a existat, iar condiția de admitere a lojii, care pare abuzivă, pentru că masonerii intri dacă ești un om liber și de bune moraluri și nimic mai mult. Exigența ca cel care intră în masonerie să aibă cel puțin o pregătire sumară, dacă nu mai importantă, prin lectura operii lui Guénon. Noi am înfrățit această lojă, cei de la Lausanne cu cei de la Paris, în asemenea măsură încât am schimbat reciproc vizite multiple și am făcut chiar reuniuni cu colegii masonice, pentru masoni, care știu ce e masoneria, e ușor de înțeles, dedublate, cu funcțiile duble ale celor două loji. A fost o experiență magistrală care s-a terminat ca orice experiență, toate lucrurile au un sfârșit, în cariera oamenilor lor, iar Jean Rieur, care a fost un om extraordinar de atașat de Guénon, ca și Denis Roman, Guénon n-a avut discipoli și n-a avut, cum să spun, admiratori zeloși, a avut prieteni care l-au înțeles. Fără idolatrie, fără cum să spun, excese de admirative, că nu e cazul aici. Sunt oameni serioși și lucrurile nu sunt
nu sunt așa. Însă, e adevărat, a avut și denigratori. A avut și dispute, confruntări loiale de idei, am spune, în masonerie, în loc de discutațion filozofic, era în scolastică. Între masoni există foarte des confruntări de idei, dar confruntări loiale de idei, că nu le-a avut cu Friedrich Schön, cu alții. Însă una e una, alta e alta. De aici până la stări conflictuale, foarte frecvente în masonerie, prin divergențe de opinii, ceea ce nu e cazul, că divergența de opinie n-ar trebui să fie decât un imens câmp de investigație comun și nimic altceva. Iar conflictul este absolut insuportabil într-o lume cu pretenții. Dragii noștri, pentru că timpul asta este, ca întotdeauna, este mult, mult, mult prea scurt. Închem aici acest interviu cu domnul Victor Agapiescu. Așa cum vă spuneam la începutul materialului, la începutul intervenției noastre, francmason începând din anul 1978, a fost inițiat la Loja Le Progrès, loje fondată în anul 1913, pictor cu studii de arte plastice realizate în România. Îi mulțumim foarte mult domnului Victor Agapiescu. Noi am vorbit în cadrul campaniei de pe site-ul editurii Herald, Istoria și Doctrina Ordinului, Istoria și Doctrina Francmasoneriei, despre cartea lui René Guénon, Francmasonerie și Companionaj. Vă mulțumim foarte mult că ați fost și de această dată alături de noi și ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!